Ceaușescu nu este un obiect de, un subiect de studiu serios în niciun moment. Niciun moment al, mă rog, al evoluției școlare, habar n-am, educaționale. Deci, în prezentă pe Ceaușescu la manifestațiile acelea grandioase din 23 mai, la vizitele lui prin țară, la vizitele lui oficiale în China, cu desfășurarea aceea de forțe extraordinară în cinstea lui, este, sunt niște imagini absolut impresionante pe care nu le-am văzut niciodată. Și sunt convinsă că în România cel puțin vor exista discuții, pentru că Ceaușescu apare zâmbind, apare de la tribună, apare, iese bine, dă bine Ceaușescu. Aceasta mai zâmbea și el ideea acestui film, care este autobiografia, de asta și sugerează titlul. E așa cum s-ar fi văzut Ceaușescu pe sine, de fapt. Și cred că se vedea destul de bine. Eu am avut ambiția să caute inclusiv bucăți, capete de bandă, așa numite, capete de bandă, lucruri care au dispărut la montaj, le regăseai undeva în niște coșuri pierdute, deci a fost o muncă titanică, în primul rând de a recupera un material, de a-i găsi un sens, de a-i pune, de a-l pune într-o ordine. Cred că au trecut perioada asta în care oamenii erau foarte încrâncenați. Cred că oamenii privesc cu mai multă detașare lucrurile care țin de trecutul lor. Citeam acum pe internet că sunt mișcări sociale, vin minerii la București. Cred că până și venirea minerilor nu mai are cum să semene cu venirea lor de acum 20 de ani. Deci nu, eu cred că oamenii vor vedea unii cu nostalgie pe mine.